Se pare că discuția asta a început ieri este interminabilă și departe de a se fi terminat scandalul din jurul acestei liste de cumpărături, discuția despre țigări, despre fructele de mare, ați auzit că au continuat și ieri după amiază și seară și s-a discutat în casă doar despre asta și la capricii la fel. Tot despre acest lucru. Evident că după ce au ieșit din studiul capriciilor, fetele au fost și mai agitate, și mai nervoase și au aruncat tot felul de vorbe. Nu pot să nu remarc reacția Mariei, care a fost, așa cum a spus și doamna Simona, foarte deranjantă pentru oricine. Un astfel de comportament și o astfel de reacție nu sunt admisibile într-un grup care se respectă și se ține civilizat. Iar remarca doamnei Iuliana, nu mai spun că a ajuns să spună că este scârbă de astfel de oameni, când dânsa și cu Maria sunt cele mai vocale în casă și spun tot timpul orice le deranjează, comentează la adresa oricui, bărfesc pe toată lumea și în special pe Delia, cred că deja se știe acest lucru, se, se vede și a remarcat toată lumea, adică inclusiv doamnele, moderatoare, inclusiv invitații din emisiune și așa mai departe. Nu mai spun de ce, ce se discută la momentul de față în online.